s-au trezit concurenții. Am văzut că a dormit Cristian în casa fetelor, așa cum rămăsese de seară. Cristina a dormit în patul bunicii lui Alexandru și se pare că a dormit Cristian în dormitor cu Antonia, în patul Cristinei probabil, pentru că era o discuție de dimineață pe terasă spunea Cristina că nu mai putea seară și a mers la somn, s-a culcat și ziceau că s-a auzit la un moment dat s-a auzit un mesaj din plasmă undeva la două și jumătate noaptea mama lui Ștefan spunea că probabil s-a auzit mesaj pentru băieții care au rămas și una din fete a zis că probabil le-a spus să se schimbe, să își schimbe bateriile, însă Antonia le explica că mesajul acela din boxe era pentru ea și pentru Cristian. Spunea că se ținea de mână cu Cristian, cum dormeam noi așa, ne țineam de mână și i-au zis lui Cristian să se ducă jos să doarmă pe canapea și după aceea, spune Antonia, eu le-am zis gata, gata, scuze. Toată lumea a mers pe terasă, la țigară, la cafea. Aici Maria o întreba și pe Elena cum este, dacă ea este bine, cum se simte. Era și Elena cu fetele de dimineață pe terasă la, la cafea.